vorbesc din viitor, deoarece miercuri când am început acest clip, miercuri dimineață, am făcut introducerea la el și aseară când am editat partea aceasta de vlog, pentru că de miercuri nu am mai filmat nimic, astăzi este vineri, nu mi-a plăcut deloc nici cum se vedea, nici cum se auzea. Era groaznic totul, așa că am decis să nu mai pun partea aceea și să fac o nouă introducere. Dragilor, bine ați venit sau revenit pe canalul meu, introducerea mea clasică. V-am mai întrebat în trecut dacă vă deranjează, mi se pare că mă cam repet cu această introducere. Am această introducere încă de la început, iar uneori când editez clipurile, mi se pare așa un pic enervant. Vreau să știu și părerea voastră, dacă ați vrea să îmi schimb introducerea, nu știu, să fac altă introducere sau să nu mai zic bună dragilor și bine ați venit sau revenit pe acest canal. Mi se pare că este foarte repetitiv în toate vlogurile mele. Eu acum o să vă las cu tot ce am filmat eu miercuri și am aici câteva lucrușoare de arătat, dar voi o să le vedeți după ce o să vedeți imaginile de miercuri. All my thoughts are running, running round inside my head. Emotions keep coming, they're keeping me from thinking straight. Thought it would be different when I got my things in place. Stuck in this commotion, how come I ain't past this yet? I wanna me to be somebody else, another me that doesn't need your help. But if I'm honest, I don't think we got it. I try to change the things you never liked, try to make this better, make this right. But we're the same, even though I change. Made an effort, promised I would change, but something stayed the same. Wanted to do better, wanted to be great, but something stayed the same. Something stayed the same. Start a life in the country, I could say yes to that. Whatever way you want me, I'll learn it all and I'll adapt. Even if I changed up everything except my name, we will still be fighting, cause I am still the same. I wanna me to be somebody else, another me that doesn't need your help. But if I'm honest, I don't think we got it. I tried to change the things you never liked, try to make this better, make this right. But we're the same, even though I changed. Made an effort, promised I would change, but something stayed the same. Wanted to do better, wanted to be great, but something stayed the same. Something stayed the same. Something stayed the same. I can change the way I am, the way I talk, the way I stand. It doesn't really matter, cause I'll still be the same. Effort, promised I would change, but some things stayed the same. Wanted to do better, wanted to be great, but some things stayed the same. I'm thinking back on all those times when I felt closed off from all that I could become, eager but too scared to climb. Wanted to please my friends, but it felt like the end on myself. I was shut down and all drained out. I was lost, so I had to change. Yeah, I shook off all the bad vibes, cut me loose from the pettiness. This is who I am.
sper că nu v-ați plictisit așa cu muzică pe fundal și că v-a motivat așa un pic. Mie îmi place foarte mult să mă uit la clipuri motivaționale, nu știu, mă motivează foarte, foarte mult. Astăzi, după ce am terminat munca, fetițele au fost la grădiniță până la ora 3. După ce am terminat, am fost până în oraș, am mai trebuit să mai cumpăr eu câteva chestii din Home Bargains, doar că nu o să vi le mai arăt. Am mai luat niște chicken nuggets pentru fetițe, cartofi, nici nu mai știu ce am mai luat, un blici, pentru că chiar aveam nevoie de el. Și am fost și până în Asda să cumpăr câteva cadouri pentru cineva drag, pe care o să-l vedem luni. Sper că nu zic prostii. Și le-am luat și fetițelor, bineînțeles, câte ceva, pentru că nu se putea să nu le iau și lor. Dar eu zic că le-am luat, bine, că sunt trei chestii, că le-am luat ceva folositor. Catalea nu avea deloc geacă din aceasta, să vă și arăt. Geacă grosuță de iarnă și de ploaie. Alana ce-i drept are, cred că are vreo 3 de la Catalea, dar Catalei nu-i mai este nimic bun de anul trecut, îi sunt nu neapărat mici, dar stau foarte strâmte pe ea, îi vin fixe, mai bine zis, și nu știu, într-o lună sigur nu o să-i mai fie bune deloc. Așa că i-am găsit această geacă, este mărimea 6-7 ani, i-am luat-o un pic mai mare, pentru că na, iarna îi mai dau cu o bluziță groasă pe ea, cu ceva și să nu fie inconfortabilă. Și am plătit pe ea 22 de lire. Așa arată, mie îmi place foarte, foarte mult. Așa cu zebră, este foarte frumoasă. Și are capse, buzunare, are și fermoar și înăuntru este așa îmblănită, dar este decât până la jumate. Așa arată, vedeți, este decât până la jumate, dar aici nu este decât material simplu, are ceva vată și cu siguranță o să-i prindă bine la iarnă, pentru că na, nu știu ce activități o să aibă ei la școală. Am emoții pentru septembrie, nu știu exact cum o să decurgă și nu am emoții neapărat pentru cum va fi ea ca și copilaș în societate, pentru că știu că se integrează foarte, foarte bine. Am emoții așa, nu știu, cum o să decurgă totul, sper să fie bine, sper să își dea doamnele de acolo interesul pentru, neapărat pentru ea, pentru copilaș să învețe ceva, dar asta vom vedea pe parcurs, bineînțeles. Astăzi am primit și o veste bună, că trec așa de la un subiect la altul, din a vă arăta hăinuțe, vă povestesc altceva. Astăzi m-am întâlnit cu o prietenă de-a Catalei, care era prietena ei foarte, foarte bună, a fost prietena ei foarte bună la grădiniță și de ce nu o să ne mai întâlnim, pentru că ea o să fie la altă școală, nu o să fie în clasă cu Catalea. Și mama ei înainte lucra la recepție unde o să fie Catalea, a luat o pauză, cred că de un an sau pe acolo pe undeva, și din cauza unor probleme de sănătate și astăzi mi-a zis că o să se întoarcă la recepție și că o să fie acolo Catalea și mă bucur foarte, foarte mult, pentru că știu că mămica, doamna respectivă, este o doamnă foarte de treabă, Catalea o îndrăgește foarte, foarte mult și o știu că își dă interesul pentru copilaș. Deci da, mama e liniștit așa un pic, sperăm să fie bine. Și fetițelor le-am mai luat aici și Alanei și Catalei câte un jumper din acesta roz, foarte, foarte frumos. Acesta este spatele, nu știu al cui este acesta, al Catalei, și am plătit 7 lire, mulțumesc mami. Și Anei i-am luat la fel, doar că mărimea 3-4 ani, aveau 2-3 ani, sper să nu-i fie prea mare. Așa arată și al ei, foarte, foarte frumos, și al ei tot 7 lire a costat. Ceasul este vreo 6, vrem să ne îmbrăcăm să mergem până la Tesco, pentru că dacă plecăm în următoarele zile în vacanță, nu prea am mai făcut cumpărături așa săptămânale și am făcut cumpărături decât ce vrem să mâncăm în ziua respectivă, ca să nu irosim mâncarea și banii în același timp, că dacă plecăm marți, făceam cumpărăturile săptămânale și nu le terminam, trebuia să le punem în bin. Gata, nu mai pălăvrăgesc, vreau să rup etichetele, să le pun în coș, dar de gicuța asta sunt foarte încântată. Și să îmbrac fetițele, că nu, să îmbrac pe Alana, Catalea este deja îmbrăcată și noi o să ne auzim mai târziu. Tati!
My name is Toki. Don't touch your baby because you don't know the doggy. Don't know the doggy. The mommy. You don't know if he bites you or something. Yeah. You don't know. Mommy, come. Come on, sweetie. Are you sure you don't need my help? Yeah, sure. I think I will drop it. Nu o să vă mai arăt toate cumpărăturile pe care le-am luat, pentru că nu am luat foarte multe și basic. Adică am luat ceva pentru sandvișuri, niște cașcaval, câteva feliate din acelea Spanish, nu știu ce naiba. În fine, și voiam să vă arăt ce am luat nou și nu am mai încercat până acum. Am luat aceste coaste de porc cu sos de barbecue, care sunt gata în 25 de minute și am mai luat acești cartofi, nu știu, habar nu am. Asta o să mâncăm astă seară. Pe care îl facem, da? Da? Dar astea nu cred că sunt sortate. Nu vedem. Da, da. Ah, ba da, sunt. Ok, so okay, so So, can I have that, and I can choose which one. Bine, hai de aici. I want to do this one. Uite, dar nu știu care e ăla. Hai să facem pe ăsta green. Ok. Ok. The next. Uite, încă una green aici. Păi asta face parte tot din asta. Oh, era yeah. În cutie. Ok. Reîntoarcem. Așa nu-i. Hai, aruncă la mine. Ah. Hai, aruncă acum. A căzut, mama! Am prins-o. Hai, Alana. Prinde-o! Hai, du-te și ia, mamă. Aruncă la Catalea. Ușor, mami. N-a vrut, mami. Ușor? N-a vrut. Păi aruncă, mami, aruncă direct spre mine. Alici în așa, Alana. Girls, what did I tell you? După cum bine se poate vedea, ceasul este 7:23. Le pregătesc fetițelor cina. Le fac acum, deoarece s-au trezit foarte târziu astăzi. Apropo, le-am băgat somnul de prânz înapoi. Nu mai rezistam nici eu, nici ele. O să vă povestesc mai pe larg, probabil la încheierea clipului. Dar a fost o perioadă și o săptămână foarte grea, așa că am decis să le introduc somnul înapoi. Nu știu exact ce o să se întâmple din septembrie, când o să meargă la grădiniță și la școală full-time. Vom vedea, dar nu știu, măcar mai profită de câteva săptămâni, două, trei săptămâni de somn.
Și mi-am luat laptopul aici, aștept să bage măcar prima parte din Insula Iubirii. Deja a început de la 6 jumate ora Angliei, 8 jumate ora României și cred că ar trebui să fie prima parte, dar nu arată, zice decât următorul luni. Și m-am apucat să le fac fetițelor paste. O să le fac niște paste cu ton. Catalea și-a ales aceste tagliatele cu ou. Nu mai știu, le-am luat luna trecută sau ceva de genul pe acolo, nu mai țin minte, de la Aldi. Eu nu am mâncat, deci nu știu cum sunt, dar știu că ei au plăcut foarte mult. Și aveți nevoie de o ceapă, eu o să fac o cantitate mică, pentru că doar ele mănâncă, eu nu mănânc. Ceapă, câțiva căței de usturoi, roșii, ton, eu am așa în suc propriu, unt și ulei de măsline. O să punem prima dată ceapa la călit, apoi o să punem și usturoiul, roșiile și tonul. Și cam atât, apoi adăugăm pastele și parmezan deasupra, este foarte, foarte simplu. Da? Și nu mai ai nevoie de el, mama? Și sister strânge? Da. Da, mami, voi amândouă trebuie să strângeți, iubitele mele. Da? Da. Da? Hai, du-te și ajută și pe Catalea, te rog frumos. Da, mami? Da, it's thank you. Sleeping, mami. Cine face sleep? The sleeping panda. Sleeping. Panda face sleep? No. Da, cine, mami? No, he means, she means the people. Da, mami, neighbors mai târziu o să treacă la somn. Toată lumea trece la somn mai târziu. Da. Alza. Alza, come out, tidy up. Da, mami. Mulțumesc. Dumbo. Dumbo movie? No. Da, ce, mami? Mai ușor că să te doară în gât. Nu știu ce a fost în capul meu când v-am zis că astăzi este luni și că vreau să mă uit la Insula Iubirii. De fapt, este sâmbătă. Nu știu, chiar nu știu ce a fost în capul meu. Și am plecat croită să mă uit pe fierți, pentru că l-am început înainte să vină clienta dimineață. Și apoi, bineînțeles, a venit și nu m-am uitat la prânz, am dormit cu fetițele. Și nu știu, chiar nu știu de ce am zis că mă uit la Insula Iubirii.
dar eu de fapt la Fierce pe insulă voiam să mă uit. Fata aceasta, Maria, mi-a plăcut foarte mult de ea la început și chiar am empatizat cu povestea ei de viață, dar dacă vă uitați, nu, acum mi-am schimbat total părerea despre ea. Magical Stories. Then we're gonna read this one. Da, o citim pe asta că-ți place ție, asta cu prințese, și apoi o citim pe cealaltă, Alani. The Tooth Fairy Visit. Chloe Tooth had been as she was jumping in and out of the fairy ring at the bottom of the garden, the tooth fell out. Yes! Cried Chloe. Then in the bed, this is a Poppy mouse. Poppy lives in a tiny mouse house. But Poppy isn't the only mouse living. Bună, dragilor! Astăzi este marți, suntem pe picior de plecare. Mai târziu avem avionul către România. Îl așteptăm pe Costie, el a intrat să-și facă duș. Noi deja ne-am făcut, eu mi-am făcut și baie pe cap și le-am făcut și fetițelor. Suntem fresh, cum s-ar spune. Iar cât timp le făcea Costi baie fetițelor, am intrat prin telefon. Da, mami. Am intrat prin telefon să fac curat, să-l pregătesc așa de vlogurile din România pe care o să le filmez și am dat peste clipurile pe care le-am filmat săptămâna trecută și mi-am adus aminte că eu nu am încărcat acest clip pe YouTube. Deci nu știu exact ce s-a întâmplat, nu știu ce am făcut, dar cert e că am uitat. Clipul este editat în totalitate, mai trebuia decât să fac partea de încheiere. Dar v-am zis, nu știu, chiar nu știu ce s-a întâmplat, am uitat pur și simplu de el. Nu mă mai lungesc cu această parte pentru că vreau să lipesc și partea aceasta, să salvez clipul și să-l urc pe YouTube înainte să plecăm. Eu vă mulțumesc tare, tare mult că ne-ați urmărit, iar noi ne revedem curând tot aici pe acest canal la un nou vlog. Pa, pa!